Ecoturismul în România reprezintă o modalitate de a călători în destinații naturale, cu arii protejate, dar și cu tradiții și oameni frumoși. Ecoturismul înseamnă a te conecta la destinație, a înțelege și simți vibrația. Este o formă unică de a combina descoperirea naturii cu aventură și educație, oferind vacanțe captivante, dar și folositoare pentru dezvoltarea personală. Acest tip de turism pune accentul pe respectul pentru mediu și pentru învățarea activă, implicând atât adulții cât și pe cei mici în activități de explorare și descoperire. România, cu atracțiile sale diverse, devine astfel o destinație ideală pentru familii cu copii prin intermediul ecoturismului, oferind experiențe memorabile. Iată o serie de recomandări de locuri în care poți face ecoturism potrivit destinația anului: Pădurea Craiului, Țara Hațegului sau Țara Dornelor. Un exemplu de inițiativă de succes în domeniul ecoturism este conceptul EduVenture, dezvoltat inițial în munții Pădurea Craiului din județul Bihor. Prin acest concept se oferă o experiență educativă și activă pentru toate vârstele, dar în special pentru familii cu copii, combinând activitățile de mișcare cu descoperirea naturii. Țara Dornelor este o destinație ideală pentru familii active în natură. Centrul de vizitare al Parcului Național Călimani oferă o viziune geologică asupra formării întregii zone, iar poteca tematică Tinovul Mare Poiana Stampei ne dezvăluie lumea inedită a mediului natural al unui Tinov. Natural înseamnă și calitatea excepțională a laptelui. Laptele și smântâna ce provin de la văcuțele ce pas fânețele, cu o diversitate floristică ieșită din comun. Activ înseamnă un îndemn pentru a vizita zona la pas sau la pedale. Easy Rafting-ul pe râul Bistrița, disponibil din mai până în octombrie, este o activitate palpitantă, potrivită pentru toate vârstele, aducând un plus de adrenalină și bucurie în familie. Pe cal sau pe bicicletă sunt opțiuni de vacanță ce pot fi încercate spre destinația extinderea și bucuria întregii familii, relatează știrile ProTV.ro.